Bună ziua, numele meu este Viorel Pătru, reprezint firma Paradise Travel. Toată ideea, tot conceptul a plecat de la ideea să avem o versiune mobilă a site-ului. De implementat versiunea mobilă pe framework-ul pe care era făcut site-ul era mult mai greu și mult mai costisitor. Și așa că am ales să facem o aplicație mobilă care după, la sfârșit s-a dovedit că a fost mult mai ieftin ca și costul. Paradise Travel, dacă greșesc ceva, vă rog să mă contraziceți, este prima aplicație a unei agenții de turism detailiste din România, disponibilă gratuit în App Store și în Android Market, ce conține și înglobează ofertele marilor tur operatori, dar și oferte ale altor tur operatori străini, Bulgaria, Cipru, Austria, Italia, Franța, Grecia și alții. Aplicația Paradise Travel este momentan disponibilă pentru iOS, aplicație universală, pe iPhone, pe iPad, pe iPod Touch și pentru Android. Funcționează și pe tablete, pe tabletele Android, dar nu este adaptată special pentru tabletele Android. Am început deja testele pentru Windows Phone 7 și în viitor apropiat probabil că vom lansa ceva și pentru BlackBerry. Așteptăm ecrane puțin mai mari, că să citești e mai greu. Aplicația este gândită pentru a oferi clientului un acces la informație mult mai facil. Tot ce face aplicația tehnic este să preia din site, din fluxurile RSS, care sunt așezate pe categorii, să preia oferte și să le așeze în aplicație. Preia oferta, preia fotografia, preia tariful și le așează în aplicație. Pe trei categorii, momentan. Intenționăm să punem pe lista de to-do un search mult mai avansat și o așezare pe categorii mult mai avansată. Avem mai multe categorii. Păstrăm o primă pagină pentru promoții. O dată pe săptămână sau de două ori, o dată sau de două ori pe săptămână apar oferte noi care sunt, să zicem, interesante. Și ofertele le adăugăm în prima pagină de promo aplicației și trimitem notificare cu aplicația, cu oferta. Ofertele dispun de o localizare pe hartă folosind de API-ul de la Google Maps. Localizarea pe hartă se face în funcție de numele ofertei, deci nu vă așteptați să funcționeze întotdeauna. Dacă cuvântul Istanbul apare mai târziu în titlul ofertei, e posibil să găsească altceva aiuric. Pe partea asta mai e de lucru. Aplicația mai are servicii de socializare integrate. Dacă vreți să dați share pe Facebook, pe Twitter, să trimiteți pe e-mail o ofertă care vi se pare interesantă, puteți să faceți rezervare direct din aplicație, adică pur și simplu trimiteți un e-mail, vreau și eu oferta asta sau vreau mai multe detalii. Butonul de sună care funcționează pe iPhone și pe Android, pe iPad, nu. Așa. Și datele de contact și localizarea sediului agenției. Bineînțeles, ne-am pus și paginile de Facebook și de Twitter în aplicație. Ne puteți da un like, ne puteți citi posturile de pe Facebook, ne puteți citi comentariile și așa mai departe. Am vrut să facem o interacțiune cât mai mare cu noi, cu firma, direct din aplicație. Mai avem încă o caracteristică care este momentan în fază beta, ceva nu merge la ea și nu pot să-mi dau seama ce, este un album live. În momentul în care vezi ceva interesant sau ai făcut o fotografie interesantă și vrei să o împarți cu prietenii pe Facebook, o poți încărca direct în aplicație. Ea ajunge într-un album de al nostru de pe Facebook și în așa fel poți promova o fotografie sau ajunge în albumul nostru de pe Facebook, dar cu numele persoanei care a făcut-o. Și în așa fel îți poți promova o fotografie sau, de ce nu, nu știu, acum fiecare cum dorește. Altceva, nu mai știu ce să vă spun, am emoții, la prima prezentare care fac și aștept întrebări dacă aveți. Bună, salut! Ai spus că ești reprezentantul firmei Paradise Travel, să înțeleg că tu ești cea care a dezvoltat aplicația, nu? Da. Așa, bun. Ok, deci am niște întrebări. Spre exemplu, secțiunile acestea de
video și audio. Secțiunile de video și de audio? Ce caută secțiuni de video și audio într-o aplicație de travel? Nu, secțiunile de video și de audio au fost, nici n-am pomenit de ele acum, urmează să fie scoase. Au fost puse numai din simpla curiozitate să fac playerul de la iOS să funcționeze cu aplicația în background. Asta a fost singura chestie care am vrut să o fac. O să fie scoase, pentru că acolo sunt niște podcast-uri de la Sensation și de la vibefm.ro și nu au nicio treabă cu turismul. Apoi, acest album, da? Deci, foto. Nu știu, sunt fotografii fără niciun sens. Google, fără niciun sens. Nu sunt fotografii de pe Google. În altă parte. Nu sunt fotografii din vacanțe, nu sunt fotografii din... Sunt pur și simplu fotografii frumoase. Sunt fotografii frumoase urcate pe pagina noastră de Facebook, în albumele noastre. Încă o chestie care e frumoasă la aplicație e că tot conținutul poate fi actualizat fără să intervine în aplicație nimeni, adică fără să intervin eu ca programator. Adică am un coleg la muncă, pune și tu două poze, te rog, în albumul Winter, niște poze cu iarnă. Pozele sunt puse momentan să fie frumoase pentru că aplicația pentru iPhone și pentru iPad e lansată decât din noiembrie, dacă nu mă înșel. Aplicația pentru Android este lansată din aprilie anul trecut. Și pe Android am mai avut ceva probleme de funcționalitate. Dar pe iPhone merge foarte bine faza cu fotografiile. De ce să spuneam? Spre exemplu, pe iPhone-ul meu, cel puțin, eram pe o rețea wireless și se încărca foarte greu, se mișca foarte greu. Și, nu știu, mi s-a părut. Am reușit să testez aplicația doar pe iPhone 3GS, iPhone 4S, iPad 2 și mi-a funcționat destul de ok. O să mai încerc. Probabil a fost o problemă de interconectare cu API-urile de la Facebook, pentru că ia fotografiile direct din Facebook. Mm-hmm. Nu stochează nimic local. Ok. Da, felicitări. Mersi, mulțumesc frumos. Mai am o întrebare. Aici. Spuneai că poți să faci rezervări. Până unde poți să duci procesul? Nu, procesul de rezervare implică doar faptul că ca și client, ai văzut oferta, bună ziua, sunt Cutărescu, am văzut oferta asta și mail-ul pleacă direct la o colegă. Și în acel moment colega vă răspunde, n-are sistem integrat de rezervări, nimic. Și nu e nici în future work, adică... În future work am prima problemă, categoriile și un search mai avansat. Ok, dar aplicația ar trebui să te ajute nu numai să vezi niște poze și oferte. Pentru că atunci când te pui să cauți excursii, da? Da, să fie un modul de rezervare online. O să-l pun într-un future work. Mulțumesc. Mai am și o întrebare aici. Te rog să mă proiectez dacă greșesc, dar din ce ai prezentat, aplicația e mai mult doar un RSS reader care citește numai feed-ul site-ului vostru. Atât. Da, deci citește feed-ul site-ului nostru, citește... Vrei să spui că numai oferte de ale noastre sunt în aplicație? Nu, vreau să spun că e doar un RSS reader, nu e ceva specializat, să zici că oferă funcționalități speciale pentru turism sau ceva. Nu, e o aplicație de promovare a firmei noastre. Atât vrem să facă. Momentan atât vrem să facă. Nu vrem să înglobeze alte feed-uri. Firma noastră pe... Nu alte feed-uri, dar o funcționalitate care, promovând firma voastră, să ofere ceva ce nu oferă site-ul. Momentan nu face decât citește RSS Reader-ul, afișează informația. Același lucru poate fi făcut cu orice aplicație de RSS Reader, care pun feed-ul vostru și ar gata să rezolva problema. Nu oferă nimic în plus față de RSS Reader obișnuit. Munca a fost la adaptarea RSS Reader-ului ca să ne dea în aplicație atât titlul cât și prețul. Și prețul, tariful. Tariful diferă tariful și în al doilea rând diferă și moneda. Munca destul de mult a fost la construirea feed-ului RSS în așa fel încât să fie separat pe categorii și să ia din baza de date exact ce trebuie să dezvolte aplicația. Aplicația a fost dezvoltată cu Conduit Mobile. Am înțeles. Deci până la urmă e o platformă web pusă pe... E o platformă web HTML5. Am înțeles. Oricum, mai trebuie mult optimizată ca să ajungă la un usability bun, ca o platformă nativă, da. iOS.
Pentru că se mișcă foarte greu, rămân butoane apăsate, când o întorci bara de jos în carte destul de greu. Deci optimizarea unei platforme web pe iOS, pe Android, e destul de grea. V-aș sugera să încercați să dezvoltați o aplicație de genul ăsta nativ pe iOS sau pe Android, dar să vedeți care e diferența de usability. Pentru că utilizatorii iPhone sau cei care își cumpără iPhone, iPad, se gândesc că și-au iPhone-ul să, și sunt obișnuiți ca lucrurile să meargă destul de bine, destul de repede, se încarce sau... totul se întâmplă destul de rapid. Aici se cunoaște că aplicația nu este dezvoltată nativ și încă mai este, este mult de lucrat. Încă mai este mult de lucrat. Ar trebui să puneți un Activity Indicator în momentul când se încarcă, eventual pe poze sau global. Sunt destul de multe chestii care ar trebui făcute ca să aplicația să chiar să fie utilizabilă. Aici spune că e doar un dame app. Ok. În rest, conceptul este destul de ok, folositor, dar trebuie să munciți foarte mult la optimizare. Da, chiar, da. Chiar dacă folosiți un layer web, vă sugera PhoneGap, e mult mai bun și merge mult mai rapid decât Mai găsiți nici o companie românească care oferă așa ceva, dar acum nu... Bine, în general, orice layer băgat între OS și iOS, încetnește aplicația și optimizările sunt destul de greu de făcut. Da, ok. Sau un Adobe Air, ar putea folosi. Da, ar merge. Mulțumesc mult. Okay. Mulțumim pentru prezentare.